haideți că imediat ajungem la cabană și vă arăt cum să fumați iarbă cu scătorul de păr. Mă, de-abia aștept să ajungem. Și mai ales să-ți întâlnim colegii de liceu, Orlando. Că tu nimică nu vrei să ne povestești de liceu și ce ai făcut în liceu. Băi, Lenuș, să nu ne povestești nimic, da? V-am lăsat să veniți cu mine la cabană cu colegii mei de clasă din liceu, așa că nu mă futeți, nu întrebați nimic, da? Prima regulă de la cabană, nu întrebați nimic de Orlando. Ne-am înțeles? Lenuș, zine cum era Orlando în liceu. Să nu drăznești! Stați că vă zic o fază cu el. Atâta trebuie, că te arunc din mașină. Era prin septembrie și dirigul nostru ne-a dus pe toată clasa într-o tabără școlară. Spune că interjaculez puțin, dar... Bă, să te fut în gură, pe bune? De ce? Acum vrei să le zici faza asta? Ce le-a zis de bune? Pe bune? Dar vrei să-ți bag una, mă, tu serios, da. Lasă că-l ține noi, zi! Bă, era septembrie și încă era cald afară. Dar seara era frig de numai și urma să stăm în tabăra aia de vineri până duminică. Am ajuns! Dați-vă jos ordonat și frumos din autobuz! Haideți în pizda mamii voastre la aer curat și să vă număr! Pe dracu și pe măta! Haideți! Băieții merg în cabana de băieți și ocupați-vă paturile. Și fetele în cabana de fete. Da, domnul dirigente, eu nu pot să dorm singur. Eu trebuie să dorm cu o persoană feminină, că am o strânsă legătură maternă, așa că o să dorm în cabana de fete. Băi, dar ce pizda mătii vei face în viață, ha? O să dorm tot timpul cu măta? Vrei să o aduc aici pe măta să dorm cu ea și după ce adorm să dormă cu mine? Vrei? Oh, domnul diriginte, dar tot timpul trebuie să vă legați de mama. Treci, mă, în cabană, libelulă ce ești. Gata, bă, să înceapă cheful. Hai, de-a patru. Bă, ne-am înțeles, da? Nu doarme nimeni în seara asta, că știți regula. Cine adorme primul, îi facem o farsă. Da, bă, dar ne facem mangă și apoi mergem la fete. Bă, șase, șase, vezi că vine Diri Gonzales. Băi, ce faceți, mă? Nimic, domnul diriginte, citim. Citiți pe dracu! Ați adus băuturi cu voi? Noi! No. Băi, dar voi sunteți incredibili, băi! Nu vă e rușine! Plin de lăs de bere și de tării! Și nu-l cinstiți și voi pe dirigintele vostru, mă! Păi dar învățați și voi, bă! Mă calc când trebuie! Dar profa de chimie are ceva cu noi, de-aia ne tot dă note mici. Lasă că vorbesc eu cu proasta aia! Auzi, acolo să dea note mici la elevii mei? Merg eu la aia și-o fut! Dar nu la propriu, ci la figurat! Deci e bună de o tură, dar asta e o altă poveste! Bezi, mă, futu-vă în gură! Dar bă, pula, bă, că bine că vine Dirigu aici la noi și ne bea toată berea, bă, și ne fute toată seara. Deja ne tot dau mesaje, fetele, că de ce nu venim? Bă, dar voi nu ați văzut cel mai important lucru, bă. Orlando a dormit. Hai, ce-l putem. Stați, uite că Dirigu a luat somn. Domnul diriginte. Domnul diriginte. Nu-ncur, nu-ncur. Ce? Ați adormit. Gata, mă duc la culcare, băieți. Fiți cu minte, da? Ne vedem mâine! Haideți că vă conduc eu la camera dumneavoastră! Frumos din partea ta! Uitați-vă la prăpăditul ăsta cu sfore! Atât a băut că somn a luat! Ce să-i face? Să-l facem cu markerul pe față? Să-i radem sprâncenele? Haideți, bă, să-l scoatem cu tot cu pat afară! Da, bă! Hai! Da, bă, hai! Bă, mă duc să deschid ușile! Hei, a zis Coco că l-a dus pe Dirigu în cameră și că doarme beat ca pluta. Bă, au zis că doarme Dirigu. Lasă ușa asta deschisă. Bă, dar ce? Dar de ce vă agitați așa? Hai bă, că-l scoatem afară cu patul. Bă, nu sunteți normal. Hai că-i zic lui Coco. Haideți încet. Șșșt, să nu se trezească. Bă! Șșt, încet bă, în pula mea. Hai! Ce faceți? Îl scoate cu pat afară! Hai, nu sunteți normali! Hai încă un pic și am ajuns!
Bă, dar nu prea mai pot că e greu ca dracu. Hai mâncă un pic că-l punem aici pe iarbă. Bă, dar e frig rău afară, bă. Lasă că-l învelim cu ceva. Da, atacă-l, atacă animalele. Bă, ce? Ce dracu faceți, bă? Sunteți nebuni? Bă, dar ce pula mea, dar nu voi a zis că a dormit și să-l scoatem cu patul afară? Bă, pe Orlando, bă, nu pe Dirigu, bă, ești prost! Tu ce-ți repede înapoi! Ce n-ai, bă? Fugit! Fugit! Ce n-ai, bă, e așa-i frig în cameră! Hă? Care ați deschis geamul, bă, hă? Închide geamul! Acoperiți-vă, domnul diriginte! Bă, acopăr! Păi și așa au dormit până dimineață. Nu mai vorbesc cu voi. Uite că am ajuns. Lasă aici mașina în față, că văd că restul a ajuns deja. Orlando, știi ce se întâmplă dacă adormi acum la cabană, nu? Da, ce? Îmi dați muie sau ce? Hai mă, nu te supăra, că nu râdem de tine, râdem cu tine. Hă? Hă?